Te-ai întrebat vreodată cum s-a format acest server? Ei bine, astăzi îl avem pe unul dintre fondatorii Gamester. Haideți să-l cunoaștem mai bine și să aflăm cine este Vlad. Salut! Vlad este unul dintre fondatorii comunității Gamester, adică eu. Nu știu ce aș putea să vă zic despre mine decât că am 31 de ani, am terminat facultatea de inginerie mecanică la Brașov. Între timp m-am mutat în Irlanda, acum locuiesc la Dublin, studiez business computing, am început o nouă facultate, no. Am luat viața de la început și lucrez ca software developer la o firmă de IT. Ce te-a determinat să începi acest proiect, Gamester? O să încerc mai pe scurt să prezint toată povestea. Bine, nu poate fi toată că e mai pe scurt, dar înțelegeți voi. Ideea e că mereu am fost pasionat de gaming. Am făcut parte dintr-o altă comunitate care, printre altele, avea și Minecraft. Eram administrator acolo, însă mă simțeam oarecum limitat. Nu puteam să fac tot ceea ce îmi doream, să-mi pun ideile în practică și așa mai departe. Și am decis să înființez propriul meu server. Bine, am început cu Dragoș. Cred că toată lumea știe pe Dragoș. Dragoș și alți prieteni. Și între timp renunțasem la comunitatea veche din care făceam parte. Nu mai aveam nicio treabă cu gaming-ul. Însă Dragoș, nu știu, perioada de vreo 4-5 luni, Dragoș mereu îmi zicea: hai să ne deschidem un server, hai să ne deschidem un server. Și terminasem anul întâi la facultate, nu prea știam ce să fac, cum să pun în practică ceea ce învăț la facultate. Aveam nevoie oarecum să dovedesc că sunt pasionat de IT și că îmi place IT-ul, și am început să mă gândesc serios la propunerea lui Dragoș. Și din vorbă în vorbă, din glumă în glumă, am pus bazele serverului. Eram cu Dragoș, mai era un prieten, Alex, care s-a ocupat de forum. Dragoș s-a ocupat de tot ce ține de server. Dedicate, serverele de Minecraft, secțiunile, adică minigame-urile și game-modurile, config, protecție, tot a fost făcut de el. Iar pe parte de building au fost Wapster și cu Bia, nu mi-aduc aminte exact dacă doar ei doi, probabil că erau mai mulți. Însă așa a început Gamester-ul, datorită lui Dragoș. Dragoș a fost cel care a insistat mai mereu: hai să facem, și până la urmă am zis: bine frate, hai să facem. Sincer vă zic că niciodată n-am crezut că o să crească serverul atât de repede și atât de mult în perioada asta scurtă. Îmi doream să creștem, îmi doream să avem foarte mulți jucători, știam că putem atrage foarte mulți jucători, însă nu mă așteptam să creștem atât de repede. Și pe lângă toate astea, știam că Dragoș e foarte priceput. Foarte priceput la tot ce ține de Minecraft. Dacă e ceva la care nu se pricepe, învață. Învață foarte repede, un tip foarte deștept. Și ideea că o să fac proiectul ăsta cu Dragoș m-a ambiționat și m-a determinat să încep proiectul. Cu cine ai început proiectul? După cum am spus și mai înainte, am început cu Dragoș, cu Wapster și cu Bia, cu Alex, bineînțeles Racanizatorul. Mai erau Dumi, Gică, Cristian, erau mai mulți, cred că am fost la început vreo 15 sau 20, nu mi-aduc aminte exact, dar cam pe acolo eram. Cum ai reușit să dezvolți o comunitate atât de mare
Și cum o poți ține atât de unită? Păi, în primul rând, prin muncă. Asta e, cred că, lucrul cel mai important. Să muncești și să ai în minte mereu scopul. Să ai în minte ceea ce vrei să faci. Bineînțeles, lucru în echipă, foarte mult brainstorming și așa mai departe. În fine, în principal am analizat ce nu mergea bine la serverele românești și am încercat să schimbăm, să punem în practică ceea ce alții nu se gândeau să pună în practică. După ce am pus serverul la punct, sau cel puțin după ce consideram noi că serverul a fost pus la punct, am început să colaborăm cu bunii mei prieteni Lectură și Bercea. A contat foarte mult faptul că Lectură filma pe server. Când a început Lectură să filmeze pe server, aveam vreo 150 de jucători. Cam așa deschisesem serverul pe 25 septembrie. Lectură a început să filmeze prin noiembrie 2016. Aveam vreo 150 de jucători la vremea respectivă. Și prin ianuarie 2017 ajunsesem la vreo 1200-1300 de jucători. De aia zic că, ziceam mai devreme, că serverul a crescut foarte mult într-un timp foarte scurt. Iar legat de unitate și cum reușesc eu să țin comunitatea unită, sincer să fiu, nu eu o țin unită, ci jucătorii și staff-ul, ceilalți colegi. Nu știu dacă eu sunt principalul pilon din comunitate care reușește să-i țină uniți. În special ei sunt cei care se țin uniți, cărora le place să colaboreze, să lucreze în echipă, să se joace și așa mai departe. Care sunt membrii de bază ce au ajutat la dezvoltarea comunității? Păi, cred că tu deja știi răspunsul la întrebarea asta. Dragoș, tu, Swapi, Rakan, Ștefatorus, Kozak, Aria, Vio, Miha, Col, Autix și mulți alții, care acum nu-mi vin în minte și îmi cer scuze că nu le-am reținut numele. Dar în staff suntem cam, nu știu, 70-80, pe acolo. Ei sunt cei care sunt membrii de bază ai comunității. Practic ei cară comunitatea în spate, nu sunt eu singurul care face vreo magie. Ai avut momente când voiai să renunți la tot, să închizi serverul? Și dacă da, ce te-a oprit? Oh. Da, am avut momente când am vrut să renunț, pentru că pur și simplu nu mai aveam timp și energia necesară. Simțeam că serverul consumă tot timpul, toată energia și deja începeam să cred că am și alte priorități. Nu să stau tot timpul să mă ocup de comunitate. Și faptul că serverul a crescut atât de repede, avea nevoie de activitate, avea nevoie de atenție. Și mereu trebuia să ba să discut cu jucătorii, ba să discut cu ceilalți colegi din management, să ne ocupăm de finanțe, de investiții și de toate aspectele astea de bază ale unui server. Și chestia asta am consumat foarte, foarte mult timp. Și la un moment dat am vrut să renunț, am crezut că nu e ok. Pot să îmi petrec tot timpul aici. A trebuit oarecum să manageriez timpul altfel. Însă am rezistat. Încă sunt aici. Sunt aici datorită amintirilor, colegilor cărora
trebuie să le și mulțumesc că m-au sprijinit și m-au ajutat mereu. Trebuie să le mulțumesc jucătorilor. Bine, sunt jucători cu care țin legătura și care mă înțeleg chiar foarte bine. Și ei, cu ei chiar discut despre ce proiecte avem, gândurile mele față de server, față de comunitate, față de Minecraft și așa mai departe. Însă am rezistat și încă sunt aici. Ești mulțumit de stafful actual? Este o colaborare plăcută? Da. Sunt foarte mulțumit de stafful nostru. Îmi pare foarte rău că nu avem la fel de multe fete în staff precum băieți. Mi-ar plăcea să scot în evidență faptul că băieții le sunt egali femeilor și invers, și fetelor și fetele băieților. Și îmi pare foarte rău că nu reușesc să atrag mai multe fete în staff. Mi-ar fi plăcut să avem mai multe fete în staff, pentru că sunt de părere că fetele sunt mult mai organizate, sunt mai responsabile, sunt mai calculate și dacă masele sunt oarecum egale, atunci e mai ușor să creezi un echilibru și un nivel de responsabilitate mai mare pentru server din partea băieților. Însă, da, sunt mulțumit de ei, sunt dedicați, îmi place că le place ceea ce fac. Din păcate, sunt mulți care renunță, nu au timp, au examene, diferite probleme, dar din fericire sunt și mulți care ni se alătură, ceea ce mă bucură. Aspectul ăsta mă face să cred că oamenilor le place aici, că este o atmosferă plăcută și că de aia ni se alătură. Nu cred că cineva căruia nu-i place sau știe că noi nu suntem cool s-ar alătura. Deci, nu, îți dai seama că majoritatea vine aici pentru că le place și pentru că aud că atmosfera e plăcută. Ce ai vrea să se respecte și încă nu este pus la punct privind buna funcționare a serverului? Mi-ar plăcea ca jucătorii să renunțe la ideea asta de a se juca cu cheaturi și să se comporte mai matur, să zic așa. Mi se pare foarte stupid să vrei să te joci cu cheaturi, cu hack-uri. Să vrei să-ți depășești oponentul, adversarul, ceilalți jucători și așa mai departe prin a trișa. Nu e nimic cool în chestia asta, nu e nimic, nu ți-arat superioritatea, nu, pur și simplu ești un laș dacă faci chestia asta. Mi se pare mai bărbătește să iei sabia în mână și să te duci la luptă, nu să cauți tot felul de mijloace prin care să trișezi. Na, la urma urmei e un joc, știi, și lumea ar trebui să se comporte ca atare. Mă gândesc că ne jucăm, să ne relaxăm, nu știu, să ne bucurăm de atmosferă, de joc și n-ar trebui să fim oarecum răi. Regreți vreo decizie luată? Nu, nu regret nimic. Nimic din ce am făcut în perioada asta de când am deschis serverul. Am deschis serverul pe 25 septembrie 2016. De atunci până acum nu regret nimic. Poate că îmi pare rău după anumiți membri care au renunțat sau pe care i-am lăsat să renunțe mai ușor sau pe care cărora le-am scos gradul fără să iau în considerare vechimea lor în staff sau chestiile de genul ăsta. Însă nu regret nimic. Nu regret nimic din ce am făcut. Sunt foarte mândru de ceea ce am realizat. Mă bucur că suntem aici. Sunt foarte fericit că am ajuns până aici. Consider că serverul a mers bine, merge în continuare bine și sper ca lucrurile să continue tot așa.
După succesul obținut în România cu serverul Gamester, ai dori o dezvoltare la o scală mai mare? Și ce gânduri ai pe viitor? Da, bineînțeles, avem un plan și lucrăm concomitent la un server internațional. Nu cred că are rost să discutăm aici despre chestia asta. Mai întâi trebuie să finalizăm proiectele și după ce totul este pus la punct, atunci putem discuta despre chestiile astea. Însă, da, avem un plan, lucrăm, vedem ce iese, sper ca totul să meargă cum trebuie. Iar pentru viitor vrem să adăugăm câteva eventuri noi pe server. Aș vrea să adaug un event de PvP automat pe secțiuni și aș vrea să mai adăugăm o loterie. O loterie prin intermediul căruia jucătorii să poată câștiga iteme, tokens sau chiar și comenzi, nu știu, poate și grade, rămâne de văzut. Și în final, câteva cuvinte pentru play de pe această comunitate. Asta e una grea. Păi, nu știu, cred că ar trebui în primul și în primul rând să le mulțumesc că ne sunt alături, că le place serverul, că, bineînțeles, se joacă pe server în fiecare zi. Mereu sunt deschis la discuții cu ei. Îmi place să discut cu ei, îmi place să-i ajut. Îi ajut cu cea mai mare plăcere mereu când am ocazia. Deci să nu vă fie teamă să apelați la mine dacă vreți să discutăm, dacă aveți nevoie de ajutorul meu. Bine, vă ajut în limita timpului disponibil. Când pot, când am timp, ați văzut, vă răspund, vă ajut, nicio problemă. Când nu am timp, pur și simplu nu am timp, n-am ce să fac. Însă lucrul cel mai important este că le place serverul, că ne sunt aproape și noi le suntem aproape și încercăm să le satisfacem poftele în fiecare zi. Și sper să continuăm așa cât mai mult. Cam asta a fost și cu acest interviu. Îți mulțumesc, Vlad, pentru timpul acordat. Vă mulțumesc și vouă pentru vizionare. Nu uitați, dacă v-a plăcut, lăsați acolo un like. Dacă vreți să mai vedeți episoade sau interviuri de genul, apăsați pe butonul de subscribe și prindeți clompoțelul să-l ia, că oricum nu trimite notificare, dar poate e cu noroc. Eu am fost Pingu și ne auzim pe data viitoare. Salut!